După disputarea etapei a 10-a, prima a returului sezonului regular, CSMD-va continuă să rămână pe poziția secundă în seria 7-a din Liga a 3-a de fotbal, la 6 puncte în urma liderului, CSM Reșița, dar cu 2 în fața celei de-a 3-a clasate, Pandurii Târgu Jiu. Deveni cu multe indisponibilități în loc, au remizat 0-0 la Orăștie cu a 4-a clasată Voința Lupac și aflată la tot atâtea puncte în urma lor, dar au beneficiat și de egal 1-1 făcut de Pandurii pe terenul Concitadinei, viitorul 2 Târgu Jiu, antepenultima în ierarhie. În condițiile date, Ștefan Nanu, antrenorul principal de la CSM Deva, s-a declarat mulțumit de jocul prestat de elevii săi, dar și de rezultatul obținut. Am găsit o echipă care, din punctul meu de vedere, este o echipă bună a campionatului, având în vedere că noi am jucat prima etapă la ei din campionat, am câștigat 3-0. După aceea a avut un parcurs excelent, n-am mai pierdut cât un joc la Reșița, care a jucat din minutul 35 în 10 oameni și a pierdut din minutul 94. E o echipă bună a campionatului, o echipă care se bate și ea la play-off. În condițiile care le-am avut la acest joc, având în vedere că 6 titulare au fost lipsă, am avut foarte mulți copii, eu am fost mulțumit cu acest punct. Cei de la Deva sunt aproape de a-și atinge obiectivul propus, respectiv clasarea în primele 4 și implicit calificarea în play-off. Până atunci însă mai sunt câteva jocuri dificile, primul dintre ele fiind sâmbătă 6 noiembrie de la ora 14 la Petroșani cu Jiul. Derbiul județean va fi unul plin de orgolii în condițiile în care, în etapa a 10-a, Jiul a pierdut acasă cu 1-0 de la a 5-a clasată viitorul Șimien și a coborât pe locul al 9-lea, penultimul din clasament. Dar Fane Nanu, principalul devenilor, crede că echipa sa nu se va întoarce cu tolba goală din deplasarea de la Petroșani. Este o diferență între noi și locul 5 de 10 puncte. Obiectivul meu este de a califica echipa în play-off. Urmează un joc acum foarte greu la Jiul Petroșani. Este un derby al județului, o echipă grea din punctul meu de vedere. Trebuie să mergem să câștigăm punct sau puncte de venit de acolo de la Petroșani. Cea de-a treia echipă hunedoreană din serie, Aurul Brad, cu doar un singur punct obținut, continuă să rămână pe ultimul loc și după eșecul cu 4-0 de la liderul CSM Reșița. În etapa a 11-a, sâmbătă, 6 noiembrie de la ora 14, brădenii vor juca acasă cu viitorul 2 Târgu Jiu, echipă cu 9 puncte, unul mai mult decât Jiul Petroșani.